Salut, prieteni, bine ați revenit la emisiunea Auto la Test. Așa cum v-am obișnuit, încercăm să prezentăm viața așa cum este ea în lumea automobilistică și avem de față o mașină despre care mulți au spus că e o chinezărie care la un moment dat o să fie foarte greu de reparat pentru că nu se găsesc piese, că sunt problemele alea, că domnule, ești din China și o să-ți vină în 5 ani piesele. Mașina de față este un MG HS care a fost lovit în partea dreaptă. Este o mașină la care piesele au venit unele în 4 zile, unele în maxim 2 săptămâni. Și ca să vă explic un pic, este vorba de o capotă nouă, deci așa arată capota când vine, da? Ce vă mai putem arăta? Tragul a fost schimbat, da? Armatura asta a fost schimbată, farul schimbat, se vede foarte bine. Aripă schimbată, janta rămasă a lui, bara este nouă, este schimbată. Tragărul este din plastic, se vede foarte bine, da? Radiatorul a fost schimbat, radarul de coliziune este același. În schimb, ce ne-au explicat cei de la MG, HS-ul, după cum bine se observă, are lonjeronul puțin mai, adică partea asta din față, armătura, continuă foarte mult cu lonjeronul, adică este mult mai simplu de reparat, adică efectiv dai șuruburile alea jos, da? Și pleacă toată armătura și este mult mai ieftin de reparat, da? Cablajele au rămas aceleași, deci nu e niciun fel de problemă. Tragărul este din plastic, radiator nou, calitatea de fabricație a bării este aceeași cu cea de fabrică, adică vorbim de OE și aici este o chestie despre care mulți nu știu, adică s-ar putea să avem surpriza ca toate piesele pe care le veți cumpăra de la MG să fie piese originale, da? Șoc și groază, da? Față de ceea ce consideră mulți că, îmi pun piese originale de Volkswagen sau îmi pun piese originale de BMW, da? Nu știți voi, poate mulți nu știți, dar și piesele de BMW și de Audi și de Mercedes sunt făcute în China, da? Și culmea s-ar putea cele de Audi, Volkswagen să fie făcute chiar de SAIC, adică de MG, da? Aripa arată așa, ele vin, așa vin din fabrică. Deci nu este niciun fel de problemă, acolo să vină și capitonajul. Deci reparația unei mașini chinezești de tipul MG SAIC durează mai puțin decât reparația unei mașini europene, pentru că ei au deja sediu de centru de piese este undeva în Ungaria și acum este aproape finalizat, deci termenul de livrare pentru foarte, foarte multe piese a ajuns la nivel de 4 zile, în schimb ei spun undeva la 2 săptămâni. Cât despre motor, totul este fără niciun fel de problemă, adică impactul nu s-a dus tragărul și radiatoarele nu s-au dus spre turbină. Mașina a scăpat în ghilimele de rigoare. Bară nouă, tragăr nou, traversa de siguranță, radiatoarele sunt noi și farul ăsta este nou și toată reparația durează maxim 2 săptămâni, așa că nu mai fiți panicați cu domnule, nu cumpăr o mașină chinezească că avem problemă cu piesele. Nu, asta e un bullshit, piesele se livrează foarte repede și reparația durează mai puțin ca la o mașină europeană.